După cum vedeți, am încheiat cu jumătate de oră mai repede întâlnirea de lucru a PNL Suceava în Casa de Cultură a sindicatelor de aici. De 3 zile am anunțat, e pregătit, am făcut cald, un birou 3x3 în format care îl așteaptă și eu îl aștept pe George Simion să discutăm ce am discutat și astăzi de dimineață în sală. Soluții pentru dezvoltarea județului Suceava. Aceste invitații pe care le-am văzut acum, eu le tratez în felul următor. Nu am nevoie de galerie pentru dezbatere pentru Suceava. Eu sunt un om construit ca să vin cu soluții, să ascult contraargumente, dacă sunt bune să le accept, nu scandal și balamuc de galerie. Îl aștept în continuare în Casa de Cultură, care va fi goală în câteva minute, să nu se teamă că nu-i fac nimic, vreau o discuție bărbătească adevărată, soluții pentru Suceava. Mai vreau ceva, să ne angajăm astăzi aici la Suceava, în cetatea Marelui Ștefan, să candidăm împreună, să ne contracandidăm la președinția Consiliului Județean Suceava. Eu îmi pun la bătaie nu numai mandatul, ci și cariera politică. Plec acasă din politică dacă pierd. Îl rog pe George Simion, dacă este bărbat, dacă va câștiga, Doamne ajută, dacă va pierde, să plece din politică. Asta e provocarea de la Suceava, din cetatea de scaun a Marelui Ștefan.